Da, Deci uite. trebuie să te ridici la nivelul fratelui să revii la echipa națională, de data asta Da, la seniori. Doamne ajută, Că ai Doamne ajută. fost selecție ai la naționalele de Păi under nu, are și și un la meci echipa, la la... echipa națională, câte ai la echipa națională în jur de Una, la unul echipa cu mare. două. Da. A, am Oficial, fost, nu? doar într-unul am jucat. Au fost două Ai meciuri fost, doar. da, Da. convocat de două ori, practic, și ai intrat. Sunt perioade în viața unui fotbalist, perioade și perioade. Care crezi că a fost, ai spus mai devreme că crezi că ai greșit că ai plecat de la CFR. Da. Dacă ai dat cariera ta înapoi în momentul de față, ce n-ai mai face, Alex? Sau ce ai face altfel? Aș lupta mai mult, nu aș mai fi de lăsător și nu m-aș mai supăra atât de ușor. Și nu aș mai depinde de alții, probabil. Ți-ai pus cariera sau încrederea în unii oameni din fotbal care te-au dezamăgit? Prin deciziile mele, nu am fost niciodată inspirat în alegeri. Adică de fiecare dată când a trebuit să fac o alegere, nu m-am gândit de prea multe ori. Chiar și transferurile intră aici? Da, inclusiv. Visezi la un transfer afară? Îmi doresc să merg să câștig bani pentru că am renunțat de foarte multe ori, aproape de fiecare dată, la bani în detrimentul fotbalului. Tot din rușine? Din dorința de a juca. Din dorința de a juca și a nu risca să fiu tras pe dreapta ca să nu joc. Mereu am făcut alegeri în dorința de a juca fotbal. Și nu m-am ales Și te-au nici cu costat. fotbal, nici cu Financiar bani. te-au costat, Da, că pleci de la Astra unde erai cel mai bun, da. Da. da? Cred că și financiar apreciat. Oarecum, pentru că aveam contractul semnat de 4 ani, adică erau 5 ani acolo și nu era un contract foarte mare, dar era un contract de ajuns pentru mine. Te duci la CFR care oferea anumite condiții de performanță și de Și salarizare, dar nu financiar, joci. da. Am ales să plec la Craiova renunțând la bani. Mulți? Da, nu m-am ales nici cu meciuri la Craiova, Te-ai nici ales cu cu bani șase meciuri mulți. la Craiova. Da, 11 cred în 11? total, da. După care am renunțat din nou la bani să merg să joc la Astra. Și am ales să fiu, am fost suspendat. Dar Am tot terminat să renunțând fiu la bani, soția nu a luat făcălețul să se apuce un pic suspendat. de tine? Eram la început, aveam 2 ani împreună. Ce N-aveați nici făcăleț influență atunci, a? putea să aibă asupra mea? Nu cunoștea nimic din fotbal. Acum pe parcurs am mai învățat cât de cât și nu aveam cum să mă sfătuiesc cu ea despre fotbal. Te mai întreb un lucru care nu știu dacă o să-ți convină sau nu, dar fac lucrul ăsta pentru că ești un om sincer și un om care spui lucrurile pe nume. În momentul când te-ai întors la Rapid, ți-au propus, din ceea ce știu eu, un contract mai degrabă pentru un junior. L-ai acceptat considerând că ai mai mare nevoie tu de Rapid decât Rapidul de tine? Dacă greșesc, te rog să mă contrazi sau să mă Eu puteam contrezi. câștiga mult mai mulți bani în altă parte, pentru că liber de contract cred că mă lua oricine în momentul acela. Aveam 26 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel și consider că demonstrasem că pot în fotbal. Dar nu m-am gândit la bani, m-am gândit să revin la Rapid pentru că știam că îmi doresc să fiu acasă, știam că aveam nevoie de susținerea celor de aici, implicit de tot ceea ce se întâmplă, ca și infrastructură, ca și profesionalism, ca tot. Simțeam că am nevoie să revin la Rapid.